Stockholms stad har återigen beslutat att avhysa ett läger i Högdalen där romer från Rumänien tältat och övernattat i små skjul. Klockan 9 i morse fanns polis och kronofogden på plats och rev lägret. Jag känner också stort engagemang för de här mycket, mycket utsatta människorna. Men jag tror också att man måste förstå att vi har allemansrätt, ordningslagar. Och det gäller samma för alla, oavsett om man är från Stockholm eller om man är från Rumänien. Man har också ett ansvar som medmänniska, var det en kvinna som sa. Alltså vi har en situation nu när man fäller träd på Djurgården i naturkänsliga miljöer. Att det är väldigt farliga miljöer med bränder och annat i Högdalen. Och vi kan helt enkelt inte acceptera den här typen av boende. Jag är svensk. Jag är svensk. Du är rumänsk. Rumänsk. Gå till Rumänien. Förstår? Now. Now? Varför är du här? Varför? Vad säger du? Hej. Vad säger du? Hej. Vad? Vad? Oj, oj. Hej. Hej. Ta bara, nada, nada. Sí, así está. Hasta la vista. Hasta la vista, señores. Hasta la vista. Signore, capisci Italia? Capitale, sì, sì. Molto buona signorita, sì. Molto! Ah, molto! Bye, 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 bye. Adios, adios. Is it possible to change a Roma community? Can the church play a role in this? I took my video camera and went in Romania to find out. Come with me and see what I found. Atâția ani eu stau la scăzătoare și strig mereu Iisus în ce mă doare. Pacea Domnului Iisus. Pacea Domnului. Pacea Domnului. Pacea Domnului. Pacea Domnului, Domnul să binecuvânteze marea. Domnul să he recognize. Hello. Cu dânsul îmi câștig existența. Na. Altceva la Dumnezeu mai sus și mulțumim lui. Cu el aduc un lemn, cu el aduc un porumb, cu el în ar, sau în câștig existența căsă, familiară. Înainte de a intra cuvântul lui Dumnezeu în Slobozia, Slobozia era o comunitate care nu se putea intra decât doar cu tractorul, pentru că oamenii erau foarte
răi, foarte bătăuși. Nu exista o duminică sau cel puțin o sărbătoare să nu fie o crimă, să nu fie violuri, să nu fie furturi. Cel puțin la capitolul furturi, dacă făceai mămăliga seara, riscai ca a doua zi să nu mai găsești pe masă, atât de tare se fura în comunitate. Și încă de mic copil am avut dorința asta să fac această schimbare în comunitate. Mi-am pus de multe ori întrebarea, doar dacă voi deveni primar, deși atunci nu se putea așa ceva, doar dacă voi deveni ceva mare în stat ca să pot să schimb comunitatea, și probabil Dumnezeu mi-a văzut dorința din inimă și am primit cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost foarte greu pentru că a trebuit să stau 4 ani singur, numai eu cu soția mea, deși prima dată am fost singur, am avut probleme și cu soția, pentru că am schimbat religia în comunitate. Era ceva negativ, ceva rău să schimbi religia în comunitate și am avut probleme chiar cu soția, dar într-una din zile m-am rugat Domnului, chiar am zis, Doamne, începând de astăzi eu nu voi mai mânca până când soția mea nu se va întoarce la pocăință. Și apoi, chiar din prima zi, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Soția mea, când am venit de la adunare din Iași, am găsit-o cu Biblia în mână și plângând a zis că de azi înainte vrea să facă și ea ceea ce fac eu. După care strategia celui rău s-a schimbat. Am început să avem viață bună în familie, dar a început cu părinții mei. Am avut un tată foarte alcoolic, aș putea să spun cel mai alcoolic din toată comunitatea. Ori de câte ori se îmbăta, venea și ne spărgea geamurile. Odată chiar a venit să ne pună foc la casă, numai că între casa mea și casa lui era grajdul de animale a lui și fiind noaptea, la ora 1 noaptea, el nu a mai văzut dacă e casa mea sau grajdul lui. Și a pus foc la grajd. Ultima oară când a venit, ne-a făcut ceea ce a vrut el, ne-a tăiat, era zăpada până la brâu în luna ianuarie, aveam copilul primul născut în pocăință de 2 săptămâni, era zăpada până la brâu, ne-a tăiat geamurile, ne-a tăiat ușa, ne-a scos la ora 1 din casă noaptea și apoi ne-a mutat în altă comunitate, în Voinești, în comună. Și din momentul acela când m-am mutat acolo, m-am rugat mult pentru comunitate și în special pentru tatăl meu care m-a prigonit. Primul care a fost după noi, al doilea de fapt care a fost după noi, a fost tatăl meu pentru că s-a îmbolnăvit de arterită, trebuia să-i taie piciorul și atunci a venit să-și ceară iertare ca să venim înapoi acasă. Și în momentul când s-a pocăit, n-a mai trebuit să fie tăiat piciorul, că Dumnezeu l-a vindecat. Cu ocazia asta a pocăinței a intrat și civilizația, pot să spun, în comunitate, pentru că oamenii caută să își facă casele cât mai apropiate. Am putea să spunem, chiar dacă ei sunt săraci, lipsiți pământului, dar caută să fie mai bine văzuți decât românii, ca să fim un model pentru români. Dacă altădată țiganii se duceau și se milogeau la poarta românilor să le dea de muncă, de data aceasta românii vin și se milogesc la țigani să le dea de muncă pentru ca să le construiască, să le facă. Lucrul acesta, Doamne, ce vedem cu ochii, Doamne, noi să credem, Doamne, it begin to build the second Pentecostal church in Slobozia. That man is presbyter, Mitica Barbu, and they are member in committee. And you can look who he will be together. Presbyter, Pentecostal. And this teacher at a Christian Evangelical School in Iași. Voi sunteți membri în comitetul ăsta.
din dar som gubben står kanske. Mi cucinare. Hai da cica se so. Da Laura. Puțin intrăm, da. Poftim. Hai, hai. Enter. Ma dije, ma dije. Alor ce papu. Ce șer mi hop rugu. Ce? Ce? Nu mă pai cu lui. Poi mi. Ne cu ce o tot. Cam un pic frig, da. Ei, nu e nimic. Hai las loc, da. From you that he is the judge for. Aici mă ajută poliția, procuratura, este so la îndemână. The police and the judgment will give him support for, yes, for he to solve the conflict and for Roma population. Și aici am diplomele mele de onoare, adică and he has many diplomas here. Diplomat, deci consilier imperial al județului Iași al Moldovei. Consilier. Deci cumpăratul Iulian. Întâiul care a fost. The first king was Iulian, the king for Roma people. Uh-huh. So the king for Roma people, the first king delegated him to be a counselor for this Roma issue. Okay. Okay. Yeah. I have a question. In Sweden there are many beggars from Romania, Roma. Okay. So many of them come from Valea Seca. How come that Valea Seca is so? Yeah. Știi, problema asta am fost... De ce sunt așa concret? De ce sunt așa de mulți și de ce merg? Păi vedeți, uite, am ajuns la locul exact unde noi am pornit, că au fost foarte multe proiecte și nu a fost... So we come now to the same point, what I told you, that it was many projects for Roma people, but it was not proper used the money. Și acești nu sunt țigani căldărari. And this, that category of gypsy is not belonging to this, his gypsy. They are more, they are not căldărari. They are domnul Rășcate, sună într-o oră, că am pe cineva la mine din cadrul televiziunii și... That category of gypsy are ursari. Sunteți în România? Whose king do they have? In Cebu? I will ask him. Cine e responsabil, Mertas? Cine e responsabil pentru ce? Adică cine e șeful celor ursari, cei de la Valea Seacă? Să vă spun, dar e de râs. Dacă vă spun, este Mădălin Voicu din București. Deci nu e rasa lui, țigan, țigan romanizați. Deci noi nu am fost romanizați. Deci noi nu am fost romanizați. Noi am fost țigan cu cordon. Mădălin Voicu from Bucharest. Deputat sau ce? Da. He is deputy. În Parlament, Madalin Voicu is the leader of și Nicolae Păun. Belongs to him. And also Nicolae Păun. Yes, but why so many from Valea Seca? Dar totuși, de ce sunt așa de mulți în Valea Seacă? Sweden, Norway, everywhere. De ce cei mulți sunt din Valea Seacă, în Suedia, Norvegia? Sigan, la ce se duc? La trăit, la ce poate să ducă? N-are românie posibilitate. N-au unde munci, n-au posibilitate. Să duc la ce se duc? Deci, cum să vă zic eu, Bacău, le-au adunat pe tăți și le-au băgat în satul ăla. In that village, the Rom people, the authority bring them together and specially move them to live there. How many Roma categories are there in Romania? Câte categorii de Rom sunt în România? Păi numărați-le, sunt lingurari. Rudari. Spuns. The rudars, I don't know. Vătrari. Cocalari. Ursari. Argintari. Arămari. Și căldărari. Sunt mulți. Când ați auzit prima dată de biserică creștină evanghelică? Cum a fost? Cine i-a fost primul? Noi tot timpul care a fost situația, am avut 23 de ani de când mergeam la adunare în județul Suceava. Plecam cu cortul și treceau frații și mă luau și mă duceam. Și intram în timpul comunismului? Da.
Da, sigur. Și când am fost de 18 ani, am vrut să mă pocăiesc, adică să nu greșesc. 18 years old, he wanted to be baptized, but dar fiindcă tata m-a propus ca șef în comunitate. Because his father proposed him to be a boss, a leader for all the Roma population. Nu am mai putut, că trebuia să fiu o leacă mai dur de față cu alții. He could, când a venit pocăința, fratele meu a dat la unul cu coasă aici, a ieșit din coace. Fratele? Da. Dumneavoastră? Da, da. A omorât doi într-un. My brother killed. La etate de 14 ani, când am avut 14 ani, and when I was 14 years old, un frate de-al meu, one of my brother, a mers la un restaurant, went to a restaurant, a pus cuțitul la gât la un profesor, and he took the knife and go to one teacher in that restaurant. A luat ceasul de la mână și o sută, cum era un fel. Also steal her, his watch, the teacher watch, and 100 lei. El avea trei copii și plângea. L-a băgat la tâlhărie. He had three children. Și atunci, but he was taken in the jail because of this. Atunci m-am îmbrăcat în hainele lui. And then I took his clothes. I dressed on his clothes because he was in the jail. Și am luat eu asupra mea. Am făcut eu fapta. Și el a fost liber și am adus eu la pușcărie. Mi-a dat 3 ani, 2 ani de zile. În Murgeni există o comunitate foarte mare de romi. Sunt câteva mii de romi, așa. Și posibilitățile lor materiale erau extrem de precare. Aveau preocupări exclusiv înspre alcool, înspre violență, foarte multe crime, tâlhării s-au petrecut aici în Murgeni. Pe fondul consumului de alcool, ei erau extrem de violenți și chiar în mod deosebit era aproape imposibil să intri în comunitatea lor. Și agenții de poliție, când intrau, trebuia să vină înarmați. În 1993 s-a început mișcarea de trezire spirituală a romilor din Murgeni, oameni care se ocupau doar cu jafuri, cu tâlhării, cu crime, acte de violență pe fondul consumului de alcool, a lipsii de educație și a sărăciei. Dar prin harul Domnului, oamenii au început să se pocăiască, 75% din etnia romă s-au întors la Dumnezeu, s-au închis mai multe baruri, mai multe crâșmi și s-au deschis 3 biserici. Noi credem că oamenii aceștia se pot schimba prin puterea Evangheliei. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru schimbare și pentru mântuire. If we want to start the alphabetization program in Romania, maybe we need the next things. First, we need a classroom. If we can have free, it's the best. We need a teacher. And we need a place to cook a little bit or to prepare some food. Especially this program is for 4 weeks, but in 4 weeks we realize only to learn all the letters of the alphabet. And we need 2 weeks more to give to the people the opportunity to write and to use the children's Bible to write the Bible, and also we try a little bit to teach from the Bible. So the results we saw in 2 directions. First of all, most of these gypsies, they can read now, and we see in the churches, for example, they can read the Bible, they can read some songs, they can be with us in our programs. But also we saw the results, some of these who was maybe 25, 30 years old, some of them realized to have the driving license after these classes. We try to learn a little bit, and in 2-3 months they try to learn all the rules for the driving, and some of them just now they have driving license after these classes. And another result, some of them really was converted with these programs, because we started 2 weeks to learn the Bible, they read from the Bible, they put questions, we answer, and we invited to come to the church, and some of them remain in the church. Evangelia, Evangelia, Evangelia.
Dacă ar fi să vorbim despre situația romilor din România astăzi, am convingerea că foarte mulți reprezentanți ai romilor, mă refer la persoane din instituții sau din societatea civilă, v-ar prezenta diferite situații, dar la un moment dat ar exista un punct comun în toate prezentările. Romii din România, din punctul meu de vedere personal, nu vorbesc instituțional, fiind de etnie romă și provenind dintr-o comunitate de romi, din punctul meu de vedere, romii trăiesc mai rău acum decât înainte. Cu toată democrația și cu toate granițele deschise, ba mai mult de atât, mi se pare că fenomenul de discriminare s-a accentuat tot mai mult. Și nu numai la nivelul țării noastre, ci și dincolo de granițe, mai ales de când Europa și-a deschis porțile, romii au devenit un subiect de controversă. Și toate răutățile și toate imaginea României este asociată cu romii care vin, fură, trăiesc în mă rog, după propriile cutume, reguli. Este o imagine distorsionată, pentru că romii au fost în România 500 de ani robi. Dreptul la educație le-a fost limitat până într-o anumită perioadă și nu le-a fost limitat prin politicile educaționale de la vremea respectivă, ci mai degrabă prin faptul că tendința școlii românești a fost una etnocentristă, asimilaționistă. Ca să fii primit la școală trebuia să fii îmbrăcat în uniformă. Mă refer la perioada comunismului. Romii tradiționali, romii nomazi, care aveau portul lor tradițional, sunt foarte buni păstrători ai tradiției. Pentru ei mai degrabă renunțau la școală decât să renunțe la o parte din identitatea care o aveau, și asta însemnând portul. Școala nu accepta copiii îmbrăcați altfel decât ceilalți. Curriculumul școlar era unul etnocentrist, nu se pomenea de minoritatea romă. Erau trecute la categorii, alte categorii, naționalități conlocuitoare. Ce să vă spun, n-aș vrea să fiu părtinitoare, dar asta a fost situația. Is it in Roma culture to be beggars? No, it's not really. Many years ago, they was nomad, but after they are established in the country, I think it's just a reason to explain how which they are in another country. Why they are in another country? It's not specific for the Roma culture, because culture it's a value, and we haven't this value. The nomadist, it's finished. It's finished. Was specific in five centuries ago. În legătură cu cetățenii de etnie romă, nu pot spune decât un singur lucru, și acela este de bine. Cel puțin începând de vreo 7 ani în urmă, și-a făcut simțit prezența Biserica Evanghelică și chiar am simțit eu pe propria piele, cu propria experiență, că într-adevăr cetățenii de etnie romă s-au cumințit pe românește, să-i spun așa. Chiar au înțeles mulți ce înseamnă spirit civic, ce înseamnă civilizație, și nu a făcut altceva decât să mă bucure. În relația cu ei de cel puțin 2 ani de când am preluat conducerea comunității, nu pot spune decât că s-au integrat chiar de adevăratele. S-au integrat în societate, gradul de infracționalitate scăzând aproape de zero, să nu mai spun de 1-2%, clar, deși este aproape nesemnificativ. La fel și acel lucru mă bucură. În schimb, ce vă spuneam anterior, cu cele 25-30 de familii care nu au capacitatea, nu au forța necesară, nu, chiar dacă ar vrea cineva să-i ajute,
trebuie să-i ducă de mână, să-i ducă afară, să se descurce sau chiar cu ziua, deci nu își pot câștiga existența singuri. Sunt și în rândul românilor, acea categorie, care într-adevăr nu-i duce capul pe românește. Aceia chiar trebuie să ajutați. Și nici nu mă îndoiesc că cei reprezentanți din partea Bisericii Evanghelice nu-i vor ajuta. Cum i-au ajutat până acum, cred că deja îi iau acolo trecuți undeva într-o agendă. În rest, lucruri de bun, de bine, ce pot să mai spun? Dacă mie mi-a scăzut gradul de infracționalitate, sărăcia, să spunem că se află undeva la mijloc, să spunem, cu acele 30 ceva de familii, restul au început să progreseze, se cunoaște, într-adevăr, când vin de afară, se cunoaște și o creștere economică la noi în zonă. În schimb, cu cealaltă problemă, dacă o să reușim împreună să-i convingem și pe cei 15% să treacă acolo către Biserica Evanghelică, nu ar face un lucru rău. La adunările pe care le-am vizitat, același lucru le spun. Le spun că nu vă spune nimeni nimic de rău. Cu gălăgia au terminat-o, cu scandalurile au terminat-o. Ce a însemnat religia pentru ei? Prin crâșmă intră mai puțin, cei 15%. În rest, în magazine își iau suc. Foarte bine, îl văd pe stradă cum servește suc la pahar, nu bere. Din cauza sucului nu mai face panorama. Infracționalitate zero. Care ar fi bucuria cea mai mare pentru mine, ca edil? Ăsta este un lucru foarte îmbucurător pentru mine. Și îmi doresc din tot sufletul, ca împreună cu cei care reprezintă Biserica Evanghelică, să-i convingem și la 15% să-i aducem acolo. Doamne. Păi, îi aducem și dacă îi aducem, împreună cu domnul brigadier, care este și consilier local, ne înțelegem foarte bine, începând de la el până la ultimul cetățean de etnie rom. Aș spune și ceva de rău, dar n-am ce să spun de rău. Problema se pune în felul următor. Haideți să... Nu mi-ar plăcea să politizez, dar din punct de vedere administrativ, când deschizi undeva un magazin, ești în vogă, îți merge vânzarea, îl ții acolo. La un moment dat scade puterea de vânzare și ce faci cu magazinul? Îl închizi. Judecătoria s-a deschis înainte de a trece țiganul la evanghelizare. Când s-a trecut la evanghelizare, în mod normal au început să se șomeze și alții. Cei care judecau cazuri peste cazuri. Pe românește, ca să spun cum spune moldovanul de dincolo de Prut. Iacta, ăsta e motivul pentru care s-a închis judecătoria. Ce să mă judece? Cu pământurile s-a cam terminat. Și vă dați seama, cu 2150 de cetățeni de etnie romă, existau infracțiuni. Cel puțin cu furturi, cu tulburarea liniștii publice. Iar acum numai, cu furturile gata, s-a liniștit de tot. Cu scandalurile gata de tot. Pe cine să mă judece? Păi statul român a gândit bine. Stai un pic, la ce mă țin judecătoria acolo dacă nu mai avem infractori? Deci asta este realitatea. O auziți de la cineva în mod oficial. Și iată, cum spune iar moldovan, trebuie să-i lauzi, că-i laud că asta e. Asta e realitatea, pe cuvântul meu de onoare. Mai târziu cineva se poate trezi să mă contrazică. Măi, stai un pic, mă, că acolo e plin de infractorii. Să mă contrazică cineva. Eu chiar am mai făcut anumite înregistrări pe televiziunile din județul Vaslui. Nu le vine a crede, deci nu le vine a crede multora. Dom'le, cum se poate așa ceva? Sunt cetățeni de etnie romă în mai multe localități din județul Vaslui. Dar să știți că nu faci cum, bă? Eu am 150 de țigani și m-am săturat de ei până aici. Eu nu m-am săturat de ei. Da, vă spun sincer. Aș putea să spun, da, cei 15% care, oricum, dar nu-i acoperă. Deci este o cantitate neglijabilă pe care, cu ajutorul domnilor, poate îi convinge să treacă și ei acolo. Păi. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, da, bineînțeles. Poate-i convingem pe la urmă. Deci sunt director la școala Slobozia de un an de zile. Am reușit în acest an să cunosc din alt punct de vedere comunitatea, elevii, părinții. Am ajuns la concluzia, după un an de zile, am ajuns la concluzia că prin forțe proprii, prin mobilizarea tuturor verigilor
din comunitate și când spun verici mă refer la elevi, părinți, pastori. Avem avantajul că mediatorul școlar este și pastor în comunitate. A reușit să aibă o legătură frumoasă cu familiile din comunitate. Reușește prin slujbele pe care le ține la biserică, reușește să arate oamenilor că fără educație societatea nu va fi în continuă dezvoltare. O contribuție deosebită în reducerea abandonului școlar a avut-o biserica, deoarece foarte mulți din comunitatea noastră, aproximativ 85%, sunt de religie penticostală, religie care a reușit să dea valoare oamenilor, religie prin care am reușit să avem elevii să aibă randament școlar, să învețe cu speranța că într-o zi viața lor va fi altfel. So, you are teachers. And sisters. And sisters too. Yes, wonderful. We study here. Was it your dream to become teachers? Yes. Yes. It was my dream to become a teacher for a small class. Yes, of course. I like that. Pace. How are you? Very good. So you were at the church too? Yes. Good. Yes. And your father was a very yes. nice man. Yes. Where is he? Oh, get him. My mom. Mom, come here. My father is there. My car. De-atâția ani eu stau la scăldătoare și strig mereu, Iisuse, ce mă doare. Și n-a venit la mine nimeni să mă ridice, Doamne, din starea grea. Și n-a venit la mine nimeni să mă ridice, Doamne, din starea grea. Dar eu care i-aștept de atâta vreme să-mi dea cine